Unde? La școală neagră, la Chișinău. A, dar ce, ești moldovean? Da. Da, acum trăiești în Ucraina. Da, trăiesc în Ucraina, da. Noi eram mitei copii și mama trăim la Chișinău acolo. Și noi am venit la Ucraina, ne am primit gражданство ucraineană. Cetățenie, da. Și rămânim la Ucraina și acolo și putem război. Și unde? Cântăm vreo ansamblu ceva sau numai pe stradă? Nu, cu mătrii. Ai cădei. A, nu, cu mătrii. Da, ce aveți familie de cântăreți? Am ustărât tot brigada. Dar cum? Stan, Rota, cum vă numiți? Stan. Stan. Da. Familia Stan. Familia. Aveți un canal pe YouTube sau cum vă găsește lumea? Avem, da. Așa scriem. Cum ai zis că te numești? Cum pe nume scrii, doamne? Ruslan Stan sau cum? Aurel, cum? Stai. Ruslan Stan sau cum te cheamă? Aurel Tulbaci, așa la noi. Tulbaci, ok. Da. Dar cum te numești? A? Cum te numești? Ruslan. Ruslan Stan. Da. Ruslan Stan, muzicant. Și acum te duci în Europa, ai fugit de război și te duci în Europa. Da. Și atât ai tot bagajul, numai gărmoșca asta, mai mult n-ai nic. De ce? Are voie că e libertate de exprimare. E libertate de exprimare, suntem o țară democratică și liberă. Nu suntem nici în Rusia, nici în Belarus. Să vină poliția să invoce o lege. El are tren, pleacă acum la trecut. Dar de ce nu-i voie? Nu-i voie, trebuie o ocupare de la ce fel. Nu e adevărat, nu. Dacă omul e bucuros și vrea să cânte, la să cânte. Nu-i voie, eu vă cred ce ziceți. Trebuie să fie o lege care să-i interzică, nu așa un moft. Al cui e moftul ăsta? Nu e niciun moft. E moft. Gata. Nu se poate, e și poliția aici, pe urmă, mai bine. Nu, hai că ne ducem la peron, la Ceava și cântăm acolo. El e băiat, da. Vă faceți de râs și țara și gara și totul faceți de râs. Exact, muzica e de la Dumnezeu. Chelea curci. Dacă întrebați de domnul jandarm, este vreo lege care se interzic? Ia întreabă de domnul jandarm, este vreo lege care mi interzice să filmez sau să cânt? Sau de domnul polițist? Sau de domnul polițist întreabă, ei iau studii juridice. Și tu, maladeț, bravo. E dreptul tău să cânți. Libertate de exprimare. Dar stai că încă nu a venit trenul. Au câte lume îți duce. Te pun pe YouTube și îți dau numele. Ia că vine trenul vostru. Da? Nu uitați, coborâți la Mărășești. La Mărășești. Și după aceea vă duceți la benzinărie la Tișița. I-am scris în telefon. Și după aceea la benzinărie la Tișița și de acolo vine autobuz și vă duceți în Portugalia. Acolo 5 km până la Mărășești. Da. Și dacă ați prins trenul și dacă ați trecut granița, păi râs poi mâine și în Portugalia. La neamuri. La Radzic sau cum o cheamă. Băiatul tău, da? Da. Și el e cu copchii? Cu cine e acolo? Tăi, cu copchii, tăi, e fumesa, el. Dar pe o parte din femeie sunt în Belgia. I-am trecut eu. Tatu acolo. Am înțeles.